În ceea ce privește datoriile pe care le-au făgărășenii către Apă Canal, anul 2012 nu a fost unul mai bun față de 2011. Din contră, restanțele acumulate de Societatea de Distribuire a Apei au crescut în anul care tocmai s-a încheiat. Asta în ciuda eforturilor conducerii societății de a recupera banii. În prezent, societatea are de recuperat peste 1.900.000 de lei de la abonați. Astfel, datoria asociațiilor de proprietari reprezintă 73% din totalul sumei restante. Cea făgărășenilor care locuiesc la case 14% și cea a agenților economici 11,3%. În continuare, asociațiile fruntașe în ceea ce privește suma restantă sunt Asociația numărul 5 din Vasile Alexandrii, cu o datorie de peste 130.000 de lei, Asociația numărul 9 din 13 decembrie cu 87.000 de lei, Asociația numărul 30 din Titu Perțea cu o restanță de peste 80.000 de lei, Asociația numărul 4 din Tudor Vladimirescu cu o datorie de aproape 80.000 de lei, Asociația numărul 33 din Tăbăcari cu 38.000 de lei, Asociația numărul 11 din 13 decembrie cu 50.000 de lei. Situația nu s-a îmbunătățit la începutul anului 2012 față de 2011, nici nu avea acum. Din contră, datoriile utilizatorilor noștri au crescut. Ca întotdeauna populația de municipiu Făgăraș au cele mari datorii, 87% din totalul datoriilor la facturile mai vechi de 45 de zile se regăsesc aici, respectiv 73% la asociațiile de proprietari și 14% la casele individuale. Din cât? Din 1.139.309 sunt facturile care se mai vechi de 45 de zile. În acest sens, deși în plină iarnă, reprezentanții Apă Canal Sibiu sunt nevoiți să ia măsuri, astfel că din această săptămână vor trimite notificări agenților economici care au o datorie de peste 120.000 de lei și făgărășenilor care locuiesc la case și aceștia cu restanțe de peste 160.000 de lei. Vom trimite notificări de somații de plată către agenții economici și către populația de la case, urmând să ne realizăm programul așa cum o stabilim. Menționez și vreau să atenționez societățile comerciale cu datorii la noi, care se află în insolvență și nu și-au plătit datoriile, nu-și plătesc datoriile curente, că nu vom mai fi iertători și vom trece la debranșarea lor fără nicio problemă. Urmează să fie notificați și făgărășenii care locuiesc la bloc. În cazul în care nu vor fi achitate sumele restante, aceștia s-ar putea trezi fără apă rece. Cei care au mai mult de suferit sunt cei cu plata la zi, dar și cei care folosesc la încălzirea locuinței centrala termică.